stimați spectatori! Suntem la ordinea de zi. Ca de obicei, o zi plină, o săptămână care se anunță extrem de, de interesantă. Dar cu evoluții extrem de, de interesante și în, și în județul Gorj. De fapt, am terminat cu o săptămână foarte ciudată. La, la sfârșitul săptămânii, deci vineri, și am continuat astăzi în aceeași notă, cel, cel puțin în privința uh, complexului energetic Oltenia și a soartei pe care o să o aibă acesta în viitor. De ce? Vineri cam toată ziua s-a aflat în zona uh, în zona Hunedoarei și apoi a ajuns și în la țării a ajuns și în Gorj. Ministru Gerea, ministru Andrei Gerea, cel al energiei, ministerul acesta artificial creat din Ministerul Economiei ca să coordoneze, nu prea știm noi ce, dar asta e altă, altă problemă. E bine, vreau să vă spun că acest, acest minister al energiei vă conduce și nu prea conduce nimic. Guvernează și nu gestionează și nu prea gestionează nimic. Dar, Asta e altă, e altă treabă. Cum spuneam în uh, ministrul Gerea a venit la Târgu Jiu, s-a întâlnit cu o parte din sindicate, FNME și uh, o parte din univers. Uh, a declarat la ieșirea de la a făcut pe viteazul la ieșirea de la uh, acea întâlnire. Că vezi, doamne, nu sunt cifrele că va urma demite, vor urma demiteri, consiliul de supraveghere, nu știu ce, dar el a venit în gurș, fără să întrebe pe nimeni și fără să aibă un mandat clar. Rezultatul, a doua zi a început să retracteze totul și astăzi a chemat la întâlnire și pe ceilalți sindicaliști. O decizie, a spune eu, foarte normală, dacă ar fi să ne gândim numai din perspectiva Uh, numai din perspectiva faptului că și ceilalți aveau dreptul să fie la întâlnire. din contră, eu cred că era normal să ne întâlnească și cu managerul, și cu managerul general. Dar uh, vreau să vă spun că astăzi după amiază și mi se pare o poziție întemeiată că președintele PNL Gorj, Dan Vâlceanu, a cerut demisia ministrului Andrei Gerea, despre care spune că a avut o atitudine irresponsabilă. Cităm, ce spune Dan Vâlceanu, solicit de emisia de urgență a domnului ministru Andrei Gerea, întrucât este clar că îi lipsesc responsabilitatea și seriozitatea necesare unei funcții de acest nivel. Nu pot să faci asemenea glume pe spatele a 5.000 de oameni care protestează de aproape două luni împotriva abuzurilor și discriminării, disponibilizărilor și reducelor unor drepturi de natură salariară. A precizat, cum spuneam încă cu președintele PNL Gorș. De fapt, care-i problema? Ministerul energiei se poate și nu se poate pronunța într-o atare, într atare problemă. Și cred că trebuia să vină, cum s-a de fapt, eventual corpul de control, pe acel cont, corpul de control al Ministerului sau al primului ministru, pe acel contract care are problemele, are problemele lui. E vorba de contractul cu Sârbii în care exportăm la un preț care ne cam. Se pare că este sub prețul, este sub prețurile de cost. Dar asta trebuie să ne-o demonstreze o anchetă, să vedem ce și cum se întâmplă, iar a, doar abia, să spunem, apoi putem să ne pronunțăm. A, că vin diverse persoane și spun, da, domne, e cu 13, dar vindeți, cu 57, cu 37, cu nu știu ce. Uh, și toată lumea nu e atentă la, de fapt, cât ne costă pe noi, ci toată lumea e problema, mamă, dacă ce bani fac ăia care vând cu 57 sau cu 37. E vorba de băieții deștepți. Mineritul Gorjan a vândut în pierdere de ani de zile, inclusiv hidroelectrica, de aia s-a redresat, pe seama acestor băieți deștepți. Doar că problema a fost că în momentul când băieții deștepți au dispărut, a dispărut și au dispărut și comenzile pe, pe industria minieră. Care a fost rezultatul? Foarte simplu. Producem din ce în ce mai puțin, vindem din ce în ce mai puțin, automat trebuie să existe să existe concedieri. Din nefericire, am putea spune, pentru că încă nu ne-am lămurit câte din aceste concedieri vor exista la la acest moment. Nu știu dacă cifra mai este de actualitate, au plecat 1100 la Vâlcea. Nu știu dacă este de actualitate varianta cu cei aproximativ 2000 de energeticieni care ar trebui să intre în, ar trebui să intre în concediu de fapt nu în concediu, ar trebui să intre cu o să ia ordonanță și să aștepte pensia în următoarele, în următoarele luni. Dar sau în următorii ani, pentru că e vorba de o anticipare de până la 2 ani. Ce știm exact și asta se vede deja, este faptul că mineritul trece în continuare printr-o problemă dificilă și miile alea de oameni în stradă, vreo 2000 au fost joi, chiar dacă încercăm să-i umflăm, că să-i facem 5 sau nu știu câte mii, a fost și vremea rea. Oamenii ăștia însă, chiar dacă ar fi doar 100, trebuie băgați în seamă. Acele acorduri pe care le-a încheiat co cu diverse sindicate nu țin loc de contract colectiv. Deci, lucrurile ar trebui normalizate la Gorj și aici doar prin um, intervenția autorităților centrale, dar nu de tipul ministrului Gerea, care vă spuneam a răspuns și nu l-a întrebat nimeni a luat decizii care n-avea aprobare pentru ele, acum ne face proști în față în sensul că una a spus sau una s-a înțeles atunci și una se înțelege acum. Dar oricum, nu știu cât ar fi fost în atribuțiile unui ministru să se pronunțe el ce și cum sau să dai o, așa, o concluzie după ce te-a anuncat ochii pe un bilanț, să spunem, să spunem așa. E adevărat, venea din Valea Jiului, unde în Valea Jiului sunt, sunt mult mai multe probleme și probabil dânsul rămăsese cu situația de acolo și a încercat să, pară, să facă pe deșteptul și aici, la Gorș. Acum mai e și o altă problemă. Domnul Gerea reprezintă un partid care nu există. Azi îl vedem și nu e. PLR-ul ăsta... Nu e. În condițiile acestea, atât cât o să mai stea prin guvern, probabil să ar fi mai inspirat să stea mai departe de Gorj, de minerit, pentru că e clar că Habar nu are de ce de ce vorbește. Pe de altă parte, ce facem în mineritul, în energetica gorjană, că este clar că lumea nu se nu va ajunge la o înțelegere prea curând. De ce nu va ajunge la o înțelegere? Foarte simplu. Mai întâi, că uh, sunt interese economice și politice în, uh, în joc. A doua problemă, poate și mai importantă, se referă la faptul că nu există la acest moment acea strategie de care vorbim de ani și ani de zile, ce vom face în viitor. Și până apare acea strategie, mergem în neant, așa nu știm ce să, ce să facem. Și a treia problemă, la fel de, de importantă, se referă la faptul că uh, nu știm dacă avem voie să facem sau să spunem anumite, anumite lucruri. Dar mi s-ar părea de bun simț în momentul când vii într-un județ ca și gorjul. Să te întâlnești, dacă vrei, mai ales într-un conflict de genul să te întâlnești cu toate părțile. Asta ar fi fost de bun simț și nu trebuie să fii ministru ca să afli asta. Și, eventual, cu autoritățile locale, să-l întrebe vărea președinte de la Consiliul Județean ce viziune ai pentru viitorul mineitului? Sau primarii din zonele miniere? Sau, eu știu, chiar și prefectul? Chiar și parlamentarii? Că, apropo, că parlamentarii de Gorși au acum o poziție total distinctă față de a partidului. N-am înțeles cum se explică acest lucru, dar dacă ai vedea declarațiile domnului Popeangă, cel puțin domnului deputat Popeangă, ai senzația că domnia sa e, e de la celălalt, la PNL, sau în orice caz, e din opoziție, nu e de la putere. Bine, măcar domnul Iriza a plecat. Sau nu a plecat, dar parcă a plecat. Cel puțin așa am înțeles că va candida și la președinția Consiliului Județean sau la alte lucruri. Dar problema e că trebuie lămurit și să tragem toți la aceeași căruță, mă refer la cei care sunt la guvernare, adică să găsim soluții. Pentru că dacă uh, acum toată deci avem și putere și opoziție în aceeași tabără, riscăm ca după schimbare de guvern, alegeri, nu știu ce, să avem aceea situație. Și deci, noi, cum să vă spun, stăm permanent la mâna politicienilor, dar nu rezolvăm nimic. Întorcându-ne la situația din complexul energetic Oltenia, spuneam că e departe de a se lămuri. De ce? S-a vorbit în ultimile zile, în ultimile săptămâni, să se creeze din nou ideea unui sindicat majoritar. Doar că cei care au semnat înțelegerea cu acordurile acelea cu CO nu sunt deloc uh, majoritari. E adevărat că nici cei care n-au semnat nu prea sunt majoritari. Am înțeles că ar fi vreo mii aproximativ cei care ar fi semnat și diferența de 10 mii pe acolo cei care n-au semnat. Dar am avut și situația în care uh, săptămâna trecută s-a încercat lămurirea unui conflict de muncă. Și ce s-a întâmplat? Singurii care au declanșat conflictul de muncă au fost Federația Națională Mine Energie. Or, ITM ul a constatat că Federația respectivă nu are 50% plus 1 din interiorul companiei, adică are vreo 4-5.000 de membri. N-am înțeles de ce n-a mers și Universul în aceeași idee dacă toți sunt aliate. Dar la fel de adevărat este că și o parte a presei oh, a început să facă să strige ajutor, hoții, oh, nu știu ce, că de fapt federația ar trebui luată pe ramură sau pe ceva de genul, de genul acesta. La nivel de ramură, da, că sunt alte sindicate din țară afiliate FNM-ului, deci și din Valea Jiului și din alte părți. Dar mi se pare mai corect să se ia situația din cadrul CO-ului, și aici avem o mică, mare problemă. Este o mare problemă pentru că minerii pierd drepturi nu numai salariale și de alte de contract de muncă. Și iată că suntem deja, trebuia să semnăm de pe 19 februarie, practic ne ducem încet, încet la o lună de când trebuia semnat acea înțelegere, nu s-a semnat. Și nu sunt nici perspective, nu există la acest moment o idee de înțelegere ca să ajungem la un, la un final. De fapt se cer aceleași drepturi ca anul trecut cu o mică indexare cu rata inflației 2,2 2 ceva, deci n-ar fi, fi un efort foarte mare dacă situația CO ar fi în regulă. Numai că situația CEO a încheiat cu pierderi foarte mari anul 2014 și nici 2015 nu se anunță foarte bun din această perspectivă. Adică, ca să înțelegeți mai bine, că tot am vorbit aproape în fiecare seară de situația de la CEO. Simplu, dacă nu se întâmplă o vară extraordinar de fierbinte și la iarnă, o iarnă, că acum nu se mai pune problema, suntem deja în martie, o iarnă foarte friguroasă, și începută de foarte devreme, complexul energetic Coltenia are probleme cu carul în privința să încheie un an cât de cât pe linia de plutire. Și problema e nu că vom termina, să zicem, cu 16.000 de angajați cât se prefigurează. Mie mie că nu vom termina pe, pe linia de plutire nici cu 13-14. Deci, dacă, se va, dacă nu va fi un an de acesta mai, mai deosebit. Uh, însă, încă o dată spun, și aici mă întorc și la ministrul Gerea și la actualii guvernanți, Încerc, se încearcă de mai mulți ani. S-a încercat și când era uh, vechiul SNLO, când era vechiul CNEL, pardon, CNLO, să bagi în aceeași ciorbă Valea Jiului, Hunedoara, Huila, cu Lignitul, cu Oltenia, cu Gorșu. Nu este același lucru, și din punctul de vedere a rentabilității și din privința a ce extragem, apropo de potențialul lignitului, potențialul energetic și cel al huilei, dar, atenție, capacitatea energetică a gorjului este una foarte mare. Deci, dacă, să zicem, am avea o comandă, gorjul poate ajunge la câteva mii de megawatts, fără probleme, fără eforturi deosebite. Ați văzut, în Valea Jiului se importă huilă, deoarece pe cele două termocentrale, Mintia și Paroșeni, nu se asigură nici măcar consumul acelor termocentrale. E cu totul, cu totul altceva. Uh, nu o să continui pe, pe acest subiect decât cu, cu o singură idee. Uh, S-a cerut aici la Târgu Jiu, am auzit, s-a cerut chemarea premierului Ponta. E normal pe undeva ca Victor Ponta să vină la Târgu Jiu, având în vedere că este și parlamentar de gorș. Acum nu știu dacă e treaba neapărat a primului ministru, deși cred că este, e totuși vorba de un complex energetic extrem de important, cu 19-20 de de oameni și alte mii de locuri de muncă pe orizontală, Uh, dar astăzi am mai auzit o trăznaie că se uh, există sau s-au făcut scrisori, este chemat să medieze chiar președintele Claus Iohannis. Deci ar fi ideal să vedem că își dau mâna și președintele și premierul să rezolve treaba de la Goș. De fapt, cred că ar fi singura variantă în care am avea, poate am avea, o soluție cât de cât. Uh, Acceptat de toate părțile. Dar dacă tot facem apel la liderii politici ai vremii, la acest moment, ar fi foarte simplu altceva. Apelul care ar trebui să se facă este următorul: dați-ne strategia energetică a României. În momentul când vom ști ce avem de făcut, cum vedem viitorul, vom ști să ne dezvoltăm în consecință. Altfel, vorbim niște discuții de fiecare dată, fiecare ministru care vine la energie sau chiar la economie spune, începe să spună, da, lucrăm, terminăm până în toamnă, până în primăvară, până nu știu ce, ministrul respectiv pleacă, la mai bine în general, iar noi rămânem tot așa. Știți cum e, cum se spune, pleacă ai noștri, vin ai noștri, noi rămânem tot ca proștii din nefericire și să știți că e la propriu acest, acest, acest termen. Dar dacă tot veni uh, vorba de aceste strategii pe care le tot facem, cu hârtiile, în general, nu stăm rău, să spunem, în ultimul, în ultimul timp. Uh, am început să facem de la codul fiscal până la, acum mai nou, avem uh, o nouă lege a redevențelor care va fi gata până, gata până în luna aprilie. Toate aceste lucruri se fac, să spunem așa, pe hârtie. Rămâne ca ele să fie și puse în practică. Acestea ne omoară pentru că iată, suntem în continuare în plin scandal legat de ce? De uh, recuperările prejudiciilor stabilite de DNA, instanțe uh, și dna care a și anaf care a, ră a, ră a rămas codaș de la acest, la aceste recuperări. Și de aici ping pong între instituțiile respective care e vinovatul. Făceam apel, nu s-a întâmplat acest lucru, deși se prefigura, să spunem așa, pe sfârșitul săptămânii o asemenea întâlnire, nu ne încălzește nici, nici pe noi, să zicem, cei care lucrăm și în presă, nici pe dumneavoastră, cei care vă uitați la televizor, cine e vinovatul. Că e DNA-ul, că e anaf că e X că e greu, ci dacă tot avem condamnări, să avem și recuperarea prejudiciilor. Nu se face acest lucru. Avem o mare, avem o mare problemă. Și o avem toți, pentru că e vorba de sume foarte mari. Une nu dai ca un 300-400 milioane de euro să-ți intre într-un an în buget din aceste confiscări. Ar fi visul de aur al fiecărui guvern să aibă niște resurse așa mari mai ales că efortul de anul ăsta efortul bugetar pentru achitarea datoriei externe este unul foarte mare Ei avem un vârf de sarcină de câteva milioane de miliarde, pardon, de euro și banii ăștia trebuie plătiți de undeva dar pentru că tot ă, veni vorba de aceste dezbateri care sunt în media, avem o ceartă permanentă de subiectul acesta, își dau la joale, cum se spune, instituțiile, anaf cu DNA-ul, premierul arbitrează, este acuzat de partizanat față de ANAF care e în subordine proprie, s mai băgat și alții de partea, inclusiv procurorul general a luat apărarea cum era și normal în sensul instituției instituției proprii, dar vreau să vă spun că nu sunt deloc uh, lămurite situațiile, pentru că în continuare cum vă citeam acum într-o într seară, e vorba de situații cel puțin, uh, cel puțin ciudate în privința uh, în privința recuperării celor nu se există hotărâri, definitive sunt probleme cu actele, până, vă dau un exemplu și cu siguranță o să-l avem. Știți că Alina Bica, fosta șefa Dicot care e la pușcărie de prin octombrie-noiembrie, ea tot spune că îi se, de îi se demonstrează, se încearcă să se demonstreze uh, corupția ei sau faptul că a luat șpagă cu un uh, teren care de fapt nu prea e al ei. Ei, în condițiile acestea, până la urmă se va ajunge. Terenul ăla, până la urmă sau, să zicem, Alina Bica a făcut, și o să aflăm după diverse procese, bă, că a făcut prejudiciu de câteva sute de milioane euro sigur, mai ales că a fost și, na, na, și la retrocedări, a fost și pe și ca procuror Dicot, de desigur, are foarte multe probleme. Bun. Ce vor recupera? Că am înțeles că n ai decât un apartament care oricum îl pierde la bancă, și terenul ăla care n-ar prea fi al ei. În aceste condiții, deci, pagubele acelea de la anunță procurorii nu se pot recupera. Dar mă îndoiesc că dacă la persoana respectivă ar fi intrat zecile de milioane de euro de care tot vorbesc procurorii, banii ăștia nu se evaporă. Ar trebui să se regăsească în ceva. Ori e prea jmecheră un cuvânt neacademic, dar extrem de adecvat acum, în sensul că i-a pus bine la păstrare și procurorii nu-i găsesc, ori avem a doua variantă în sensul că banii au plecat în alte direcții și deocamdată procurorii se fac că nu-i văd sau chiar nu-i văd. Dar cred că ar trebui să reținem puțin la ce spune Elena Udrea. Elena Udrea care acum este în închisoare, Uh, am înțeles că a făcut o acțiune prin care încearcă să iasă din nou pe Arez la domiciliu. Ea remarcă un lucru și spune că ea stă la Mititica pe ideea că a luat niște șpagă pentru ea, pentru partid, vreo 20.000 de euro, că până la urmă cam asta se poate demonstra din cifrele amezitoare că le anunță procurorii, deocamdată. Nu știm ce e în dosare, încă o dată spunem, e doar ce apare pe presa e, cotidiană. Bun, dar spune ea, suntem în aceeași situație, deci avem co foști colegi din Partidul Democrat-Liberal care apar pe denunțuri ca și Elena Udrea, doia sunt bine mersi. Gen Videanu, gen Blaga, gen alții. Păi și atunci nu prea e echilibru și are dreptate și eu când spune, stai puțin, nu prea e echilibru. Deci, ar trebui ca instanțele respective să se hotărască unde e, unde e problema, pentru că uh, are dreptate și adică în continuare și am mai spus acest lucru, cred că o transformăm pe Elena Udrea într un martir al uh, vremurilor actuale și nu e deloc în, uh, nu e deloc în, în, în regulă, mai ales dacă la un moment dat o să ne trezim, o să ne trezim cu ea că ne, o să ne râdă în nas eventual pe ideea că nu i-au fost respectate drepturile sau ceva alt, sau altceva. O să ne mai trezim cu, cu asta și la eventual în instanțele internaționale că România n-a respectat drepturile nu știu de, de care. Deci cred că E de, de discutat și de urmărit acest caz ca și multe altele. Cum la fel ar fi să vedem dacă acest spectacol permanent de zgomot și lumină mai are și altceva în spate. Pentru că la acest moment avem, au fost niște cazuri răsunătoare pe care le avem în momentul de față, în diverse faze și atât. Marile, cazuri, gen, eads încă n-a apărut și e o bombă făsăită în timpul campaniei electorale. Mai sunt, retrocedările au făcut un pas, s-a mers până la un moment dat și deocamdată bătem pazul pe loc. În schimb, că aici ar trebui să ne dea puțin de gândit că cineva se ocupă cu timpul nostru liber... În sensul că există o echipă de zgomote la nivelul unor instituții care să ne dea de lucru să fim în fața televizoarelor. Păi foarte simplu. Reîncălzim, și astăzi a venit și confirmarea oficială: reîncălzim dosarul mineriadelor 13-15 iunie 1990 mai sunt puțin mai puțin se fac 25 de ani de la evenimentele respective. Uh, dosarul a fost finalizat în anii două, în jurul anilor 2000, cred, cred că era pe vremea lui Emil Constantinescu, uh, după aceea a fost, uh, a revenit uh, în actualitate, cred că prin 2009, când s-a dat neînceperea Urmăririi, urmăririi, penale și după ce față de Ion Iliescu și ceilalți, iar acum, în 2015, revenim la același dosar, infirmăm soluția procurorul general și îl trimitem din nou în cercetare, la un parchet civil. Las la o parte faptul că Dan Voinea, gorjeanul nostru, cel care s-a ocupat de dosar, spune că dosarul era gata de mult înainte și a fost luat. Și că nici acum, și soluția n-ar prea fi în regulă cea din 2009, dar stau să mă gândesc dacă acum se dorește cu adevărat aflarea adevărului ce s-a întâmplat atunci, în iunie 90, sau de fapt e doar, din nou, foarte multe zgomote, un caz care să suscite interesul publicului, toată lumea să fie pe televizoare, pe. Toate instrumentele media se vadă ce se mai întâmplă în acest dosar, cum am urmărit și pe celelalte, pentru a ne face, pentru a ne face că, că lucrăm. Cred că mai degrabă asta ar fi pentru că au trecut totuși 25 de ani de la eveniment. În 13-15 iunie, capitala a fost luată cu asalt de către mineri. Uh, fostul Luceafăr al Huilei ne spunea acum pe nu știu ce canale, e un, acum e un artist de, să zicem așa, de presă mondenă sau, în orice caz, un lider de presă mondenă, uh, a venit cu o aiureală în sensul că el a fost adus forțat de mineri la București în 13-15 iunie. Dacă o ținem în mosta cu Cosma, s-ar putea să ne spună că uh, ăștia studenții și ceilalți care au fost bătuți de mineri în zilele din iunie 90, de fapt a fost invers. Ei au bătut pe mineri. Deci minerii au fost aduși cu forța la București și au fost bătuți de studenți. În logica lui Miron Cosma e posibil orice. Dar, întorcându-ne spre situația din, de atunci, uh, e greu să încerci uh, să acuzi, după 25 de ani, niște oameni pentru evenimentele de atunci, mai ales că sunt niște mari enigme, niște mari umbre la ce la cea a, a fost atunci. Și o să vă ridic doar câteva semne de, de întrebare. Unele din ele, lansate de oameni care, de regulă, știu ce vorbesc, spun că. În toamna anului 1989, și au contribuit clar la evenimentele din decembrie 89, erau acei turiști veniți din Rusia, câteva zeci de mii. Ei au fost retrași uneva în toamna anului 1990, unii chiar în 1991. Cu siguranță au fost implicați în evenimentele de la Târgu Mureș din 90, cu siguranță au fost amestecați în evenimentele din 13-15 iunie din București. Acum stau și mă gândesc România a fost teatru unor evenimente fără precedent. Maidanul de care de la ucrainieni din anii de în urmă tot un fel de piața Universității. Din 90 a fost. Deci la noi s-a experimentat mult mai devreme acest lucru. Acum, că autoritățile aveau dreptul să intervină sau nu aveau dreptul să intervină, că mitingiștii au provocat autoritățile sau nu au provocat, nimeni nu prea mai știe. Vă spuneam, după 25 de ani, lucrurile se mai estompează. Ce știm cu siguranță, însă, e că puterea de atunci a fost legitimată în mai uh, 90 de un vot, de un suport popular foarte, foarte mare. Vă dați seama că era greu în iunie să mai, uh, orice opoziție, să mai fi avut o șansă. La cum au intervit, uh, intervenit autorității, la faptul că sunt oameni morți, am înțeles că sunt violuri și alte lucruri care apar în dosar, e de discutat și uh, trebuie anchetată dacă mai există persoanele respective să fie, să poarte vină. Dar a încercat, atenție, noi de fapt nu discutăm despre ăla care a făcut violul, despre ăla care eventual a în cap celuilalt. Nu. Noi încercăm în dosarul mineriadelor, din ce am văzut, să învinuim pe cine? Pe uh, ministrul de interne Chițac, ministrul apărării Stănculescu, șeful SRI-ului de atunci Virgil Măgureanu și, bineînțeles, cu voia dumneavoastră, cum spunea în zilele Revoluției, cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, Ion Iliescu. De fapt, cred că ideea este ca Ion Iliescu să fie găsit țapii spășitor al evenimentelor și mai nou, din ce văd eu, că se tot, se tot agită o anumită parte a clasei politice, tragerea la răspundere și a lui Petre Roman, care era premierul lui Ion Iliescu în acel moment. Personal nu cred că se va ajunge să aflăm adevărul. Vă spuneam de ce. În primul rând, nu s-a recunoscut oficial încă existența acestor turiști ruși sau ce mai fi fost din fostul de la Varșovia în România. Apoi, cred că România a fost un poligon de încercare pentru foarte multe servicii străine prietene și pentru multe, să spune, interese colaterare României. Nu exclud și citeam foarte multe comentarii pe această idee că nici Târgu n-a fost deloc întâmplător studiindu-se posibilitatea ca România să fie lipsită de anumite teritorii, adică să jucăm cumva soarta Iugoslaviei care știți, după din 89 și până în 90 și ceva, a fost practic dezmembrat. Din acest punct de vedere, poate aici e meritul plasei politice românești de atunci, unii, se, uh, unii încă supraviețuiesc, faptul că am evitat un scenariu de tip, uh, de tip iugoslav în zona, <coughs> în ce scuze, dintre Carpați, Dunăre și Marea, și Marea Neagră dar pentru că vorbeam de, de, această, de acest dosar greu, de fapt după dosarul Revoluției, unde nici acum nu s-au lămurit foarte mult lucrurile, dosarul mineriadelor este și primei mineriade este extrem de interesant. Dar ca să-l acuz pe Ion Iliescu, eu zic că nu s-a început cu mineriada care trebuie. Deci, cu siguranță, momentul Toamna lui 91, când Petre Roman va fi înlăturat, când se vine în București cu jos Iliescu și se pleacă, și cu dărâmarea guvernului, cred că ar fi mai interesant și acolo cu siguranță s-au întâmplat anumite lucruri. În momentul iunie 90, eu cred și, într-adevăr, clasa politică de atunci este cumva vinovată, în sensul că au adus acest detașament social care era cel mai bine organizat să facă ordine în București pentru că nu se puteau folosi de uh, trupele de la Ministerul de Interne și MAPN-ul nu putea fi folosit, dar rămâne de discutat dacă n-au fost provocări și cu siguranță au fost, dacă nu s-a atras asupra soldaților sau militarilor sau polițiștilor și s-a atras, de deci sunt multe lucruri în acele dosare care dacă se vor spune la un moment dat dar să se recunoască public, adică să spună, să iasă, să spunem așa, procurorul general să spună, da, domne, am în dosar, a reieșit că avem așa, 100 de agenți ruși, 200 de nu știu ce. Atunci, și uite ce au făcut ei și au mai contribuit și a atunci devii credibil. Dacă tu încerci doar să-l acuzi pe unul sau pe altul, chiar dacă e Ion Iliescu, chiar dacă e Petre Roman, că a făcut nu știu ce, dar nu poți să spui lucrurile decât pe jumătate, cu siguranță nu vei deveni credibil și cu siguranță nici o condamnare nu se va putea da în, cu adevărat. Ca să nu mai vorbim de legea firii, cu o moarte toți suntem datori, vorbim de oameni care ajung deja la vârste foarte înaintate pentru care orice sentință nu mai poate fi aplicată chiar dacă ar fi vinovați. Dar o facem totul într-o veselie, vă spuneam, mai degrabă e vorba de crearea unui, unui scandal care să dea bine la, la populație, să ne să devină foarte dezbătut și să ne uităm, de fapt, în altă direcție. De fapt, România ultimilor ani a fost foarte bine, a fost folosită această tactică foarte bine. De la vechiul, străvechiul, anticu pâine și circ, s-a trecut la o altă variantă, a arunca pe piață subiecte care să fie dezbătute și de televiziuni, inclusiv de cele de știri, să fie tratate, să fie discutate de oameni, de la serviciu până nu știu ce, urmând ca alte lucruri să se întâmple foarte, foarte simplu. Acum rămâne că este clar că acesta e un subiect, o fumigenă, care să ne ducă atenția în altă, în altă, parte. Care este mobilul acestei decizii? Rămâne să vedem în următoarele, în următoarele săptămâni. Dar cred că cea mai, cea mai simplă variantă, vă spuneam, este să arătăm organele de, de anchetă, să arate, că, să arate, că, lucrează și sau că au lucrat și să mai avem un dosar în care spunem că aplicăm, aplicăm legea. De aceea, deci, nimic nu este întâmplător în, în România democratică și prosperă, cum ar zice unii. Apropo de știrile zilei, președintele Curții Constituționale a fost respins pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Acum fie vorba între noi, România câștiga dacă pleca din funcția pe care o are. Despre marele judecător am aflat în anii din urmă că domnia sa nu a prea fost judecător chiar dacă e judecător la Curtea Constituțională, nu are o experiență anterioară. Și dacă pe la noi, prin Românica, mai merge, mai cu binecuvântarea președintelui Băsescu, mai cu alte interese, pe la Uniunea Europeană, ăia sunt mai atenți la chestii de genul ăsta și nu se lasă, nu se lasă să zicem așa, influențați de alte lucruri de alte lucruri colaterale. Uh, acum vreau să vă spun apropo de... Este un caz care pe buzele tuturor. Am văzut uh, anumite televiziuni se duc la Nana și fac transmisiuni în direct. Oamenii supărați, li s-a pus proprire pe terenuri, că nu știu ce, că nu știu cum, că uh, din nou motiv și jale și toate celelalte. Și apar, au apărut și două declarații. Una a fostului președinte Băsescu, bine, domnia sa crede că este tot în funcție, în sensul că a declarat că i s-a făcut, și a cerut scuze la locuitorii de acolo, că din cauza lui au probleme cu terenul, iar, bineînțeles, că s-a autosesizat imediat organile de justiție, care au cerut inspecția judiciară să se pronunțe dacă a fost influențată justiția sau nu. Iar președintele, fostul președinte, a revenit și a spus, nu, așa e cum zic eu, să vedem ce-mi faceți. Că știți cum e cu legea, poți să spui că n-ai -ai voie să faci, dar nu este nicio pedeapsă. Pe partea cu Nana, să știți că totuși Băsescu are și dreptate. Și vă spun de ce. Am avut o comisie parlamentară care a făcut scandal. S-a descoperit acolo o problemă cu retrocedările. Bine, cu retrocedările cu vreo trei ani înainte de a cumpăra Băsescu. A fost o firmă italiană care a cumpărat, cum a cumpărat de la mai mulți. De acolo a cumpărat și președintele, și Elena Udrea și toate celelalte. De ce vă spun că are președintele dreptate? Păi stai puțin. Trei ani de zile cât a avut ăia, puteai să te autosesizezi tu organ de justiție, indiferent care ești. A, că poate n-ai avut voie. Știm, justiție independentă. Dar, faza este că ce s-a întâmplat la Nana. Găsiți pe oriunde în România. Deci dacă o luați de aici, de la Gorj, indiferent de comună, și mergeți în toată țara, cu siguranță veți găsi aceleași, aceleași probleme. Bun dacă tot am plecat de la Nana, ar fi logic să mergem mai departe. Să vedem dacă nu s-au întâmplat lucruri pe aici, pe lângă Târgu Jiu. Pornind de la Bălește, Ciuperceni, să zicem, și până dincolo spre Leleș, Peștișan, Tizmana și poate ieșim și din județ ne ducem spre, spre Mehedinți. Ce vreau să vă spun, Există probleme pe legea fondului funciar. Sunt localități care au mari probleme și acum. De ani nu dau titluri, nu se mai vorbește de legea fondului funciar, dar nu sunt date titlurile pe suprafețe foarte mari. sau au dat titluri, se anulează titluri pentru că sunt date total aiurea. Deci, dacă DNA-ul, pentru că sunt, e vorba de grupuri organizate, să știți, nu e întâmplător nimic, vor să facă ordine în acest domeniu, să știți că au de lucru. Încă o mie de ani de acum încolo. Și mi-e teamă că nu exagerez. De ce vreau să vă spun? Ar trebui, dacă tot plecăm... Bine, acolo vă spun. Miza a fost Traian Băsescu. Aici sunt de acord cu el. Asta vă spuneam că sunt de acord cu el. Că pe Nana s-a pus accentul pentru că era vorba de moșia lui Traian Băsescu. Dar bun, am descoperit acolo. Hai să mergem și în celelalte localități. Vă spun eu, se vor găsi... Uh, deci mii de cazuri de acest gen, că sunt vreo 3-4 mii de comune la nivel de țară, deci cu siguranță nu știu dacă sunt 10% care să n-aibă probleme deosebite. Deci vreau să vă spun că dacă se începe așa, vom avea mii de primari, după gratii, mii de consilieri locali, nu mai vorbesc de ingineri și de celelalte care sunt topografi și toate, toate aceste meserii care contribuie. Fondul funciar din România a fost jefuit cu o ferocitate ieșită din comun. Deci ce vedem noi cu anrmap cu toate acestea sunt nimic. Sunt nimicuri. Chiar dacă e vorba de sute de milioane de euro, vreau să vă spun că alte sute sau poate miliarde de euro se ascund în aceste mici proprietăți și în loviturile care s-au dat în toată, în toată țara. Dacă tot începem, ar fi logic să facem ordine în, în, prin aceste locuri, pentru că e de, este, loc, este loc de mai, de mai, bine. Acestea fiind, fiind spuse, pe, pentru ultimile minute ale emisiunii, chiar colegii din regie mă anunță că sunt, mai sunt vreo 5 minute, o să vorbim despre fotbal, despre sport, și nu întâmplător. Ne-a mai revenit zâmbetul în obraj, după ce pandurii, care au început foarte prost acest retur, cu o înfrângere la Târgu Jiu, au recuperat o parte din puncte. Dacă nu era terenul prost la Piatra Neamț, la sfârșitul săptămânii, cred că veneau cu maximul. Deci, trei puncte de la CFR Cluj și atât ce bine a jucat Cluj în București aseară, de steaua a bătut printr-un noroc, și poate și printr-un arbitraj favorabil. iar deci pandurii au luat 3 puncte la CFR Cluj, fosta campioană, și un punct la Ceahlău. Iar după cum s-a jucat, faptul că Gorjeni, mult mai tehnici cu o echipă, cu o echipă destul de echilibrată, n-au reușit n-au reușit să bată, este o întâmplare, vă spuneam, dacă terenul ar fi fost mai bun, eu zic că Gorjeni s-ar fi impus de o manieră, de o manieră clară. Oricum, începem să ne săltăm din, din nisipurile mișcătoare. Meciul adevărului va fi chiar la sfârșitul săptămânii, în momentul când la Târgu Jiu va veni, va veni Steaua. De fapt, pandurii au două meciuri foarte grele. Unul este la Dinamo, în Cupa Ligii, unde pornim de la 2-1 pentru noi, dar un 1-0 pentru Dinamo îi duce în finala Cupei Ligii. Și meciul cu Steaua, din campionat, mult mai important pentru noi, dar a devenit la fel de important și pentru Steaua, uh, meci în care nu trebuie să-l pierdem. Mă îndoiesc că la foamea de puncte care este și la Steaua acum, pandurii vor reuși să învingă, ar fi idealul, dar cel puțin un egal putem scoate. Deci acum am început să avem din nou pretenții la, la, această echipă și la felul cum se mișcă în teren, încep să se vadă roadele muncii lui Edi Iordănescu. Chiar dacă la început unii au strâmbat din nas, că, din nas, că antrenor tânăr, că nu știu ce, formația e bună, încep, încet, încet, încep să se pună pe roate și jucătorii care au început mai greu, când o mai da și Eric vreo câteva kilograme jos va, și va arăta că e fotbalist, cu siguranță lucrurile vor sta, vor sta, mult, mult mai bine. Deci, ca și un pariu, eu zic că pandurii vor termina lejer, așa cum spuneam încă de la, înainte de începutul returului, vor termina lejer în primele, în primele 8. Iar dacă nu vor fi probleme cu partea financiară, eu cred că lucrurile vor sta bine în perioada următoare la Târgu Jiu. De ce vă spun și spun acest dacă? Pentru că suntem în plină perioadă de licențiere, iar perspectivele din partea principalului susținător, principalului sponsor ceo nu sunt din cele, din cele mai bune. Cred totuși că se vor găsi bani la Gorj pentru această echipă Fanion, cum la fel se vor găsi fonduri și pentru handbal și pentru basket. Suntem o zonă, avem trei echipe fanion, cred că putem să le păstrăm pe toate trei în, liga, în ligile de elită ale sporturilor respective, basket, fotbal și handbal. dar vă dați seama că cel mai aproape de noi, prin impactul pe care totdeauna l-a avut în în domeniul sportului este fotbalul și aici cred că speranțe sunt de mai bine. De fapt dacă ați văzut după acest retur puține echipe joacă cu adevărat fotbal printre ele și, și Pandurii Târgujiu nu credeam că o să mai, spunem, să mai spunem acest lucru dar iată că acum se vede și se vede în general modul de lucru profesionist care se practică la acest moment la clubul de la Târgușiu. Dar, despre sport și despre altele ar fi fost multe de povestit. Ne vedem și mâine seară la aceeași oră cu noutăți. Am rămas cu o restanță, promiteam prietenilor de pe Facebook să vorbim despre marile datorii ale României sau de fapt de ce România este atât de săracă când este de fapt o țară atât de bogată. Provocarea rămâne pentru mâine seară când vorbim de datoria Germaniei față de România și de multe altele. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!